1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Fraților, nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stâncă era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fim închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu curvim cum au curvit unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtim cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Amin. Vă cer îngăduința dumneavoastră să vă rugați pentru mine. Am emoții și îmi doresc ca tot ceea ce a pus Dumnezeu în inima mea, în scurte cuvinte, să ajungă în inima dumneavoastră. Amin. Amin. Puteți să luați loc? Vorba lui Alin, voi face tot posibilul să nu abuzez de îngăduința și bunătatea dumneavoastră. Vă dau un lucru din casă, așa? Dacă vă aduceți aminte să vă rugați împreună cu mine, luni pentru Marius, Marius a acceptat să facă lucrul acesta, deși el urmează să aibă două examene foarte grele. El a terminat și teologia și psihologia și acum urmează și filozofia. Dumnezeu îl pregătește pentru niște războaie la care poate mulți dintre noi nu vom avea cuvinte. Și Dumnezeu își ridică oameni, îi capacizează și îi folosește pentru slava și gloria Lui. Amin. De aceea, îngăduiți-L și haideți să ne unim pentru sprijinul acesta în care are nevoie. O rog pe Madalina, dacă poate, să pună o poză care va reprezenta în scurte cuvinte mesajul meu din această seară. Din păcate, e puțin cam mare contrastul. Este o poză care am găsit-o acum, cred că vreo 5-6 ani și m-am îndrăgostit de ea. Cei care îmi cunosc telefonul, este pe desktop-ul meu. Eu cred că sunt persoana din genunchi, să nu vă supărați pe mine. Cred lucrul acesta și poate fiecare să creadă despre el lucrul acesta. De ce am pus poza aceasta? Mă frământă de foarte mulți ani ceva ce cred că este din partea lui Dumnezeu. Tu ce știi despre raiul lui Dumnezeu? Ascultă-mă foarte bine, e o întrebare la care trebuie să-ți răspunzi. Tu ce știi despre raiul lui Dumnezeu? Marea majoritate dintre noi am venit apăsați, gârboviți, forțați de unele poveri, de unele neajunsuri, poate niște conjuncturi în care am ajuns. Eu m-am pocăit într-un bar de striptease, e foarte ciudat, pentru că m-am întâlnit cu moartea și la 17 ani mi-am dat seama că voi muri. Dacă Dumnezeu nu intervine și nu pune mâna și nu rezolvă situația aia, viața mea se va încheia cu o cruce pe care nu se va scrie mult, nici măcar mulți ani. Și m-am întors la Dumnezeu, l-am căutat pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte că din Romana până în Pantelimon am mers plângând și am zis, ce fac?
am primit ceva ce voit îl distrug cu un sadism care caracterizează firea mea pământească, plăcerile astea de a cunoaște și de a descoperi ceva ce e de fapt sinucidere. Și de atunci și până acum mă lupt să ajung în această împărăție a lui Dumnezeu. Cred că marea majoritate dintre noi am trecut pe la calvar. Poate demonstra și efortul pe care l-ați făcut să veniți în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă răsplătească acest efort. Dar atenție, nu e destul. Știți ce mă șochează în Luca capitolul 16 și dacă o să citiți acolo, este o perdea pe care Domnul Iisus o deschide și este singura perdea pe care Domnul Iisus o deschide și arată lumea de dincolo. Este pilda bogatului nemilostiv și a lui Lazar. Și în prezentarea aceasta, Domnul Iisus surprinde un contrast care e dureros. Bogatul îl cheamă pe Avram, părinte Avrame. Și atenție, Avram îi răspunde, fiule, aproape că te doare capul. Păi dacă ești fiu, trebuie să fii cu mine aici. Ce cauți acolo? Dacă mă recunoști, dacă mă cunoști, dacă m-ai identificat, trebuie să fii cu mine aici. Ce cauți acolo? Tu ce știi despre raiul lui Dumnezeu? Pentru că asta va determina viața ta după cruce. Discutam ieri cu fratele Iulian, Domnul să-l binecuvinteze, care e un om extraordinar. Și îmi povestea un episod a unui om care a făcut un atac cerebral, a stat 3 zile în comă, l-au dus cu elicopterul, ca printr-o minune și a revenit. A fost paralizat, mut, orb, nu mai vedea, nu mai auzea nimic, nu mai mișca nimic. În câteva luni Dumnezeu i-a redat din nou, ca printr-o minune, îmi explica fratele Iulian că în creierul lui s-au spart un lanț de vene. Și spune, e o minune că trăiește, zice, un lanț de vene s-au spart. Și Dumnezeu a dat zile și a revenit, s-a pus pe picioare după un an de tratament și de cură medicală. Dumnezeu a dat zile și a revenit. S-a pocăit, s-a botezat. După 3 luni de zile, el povestea, a început o țigară electronică, o bere ascunsă în frigider, câteva zile a început să nu mai vină la biserică și spunea el, doctorii au făcut ultima intervenție pe creier, să-i sudeze ultima venă cea mai mică și de acolo a pleznit din nou toate venele și a ajuns din nou în comă. Și acum povestea el, jumătatea-i legumă-i curg balele și un om irecuperabil și soția lui plânge și spune, am un copil abia născut și îl mai am pe al doilea de crescut. Și discuta contrastul ăsta, de ce ai intrat pe poartă și n-ai dus până la capăt calea ta? De ce te-ai oprit? Ce s-a împiedicat? Ce te-a împiedicat? Ce a venit în viața ta așa și a furat, a uscat sufletul tău? Tu ce cunoști despre raiul lui Dumnezeu? Într-o zi, această adunare se va separa și îmi doresc să nu fie niciunul acolo dintre noi, la partea stângă, unde Domnul Iisus spune că sunt caprele și care vor fi trimise într-un loc care reprezintă răzvrătirea și starea lor înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Marius vorbea foarte frumos și Domnul să-l binecuvinteze. Prin exemplu lui Samson, Dumnezeu face o chemare tuturor oamenilor la împărăția lui. Dumnezeu, de fapt, prin Samson avea să arate puterea pe care vrea să-și o desfășoare prin oameni pe pământ. Vă spuneam acum câțiva ani că am fost într-o evangelizare undeva într-un sat din Republica Moldova și oamenii de acolo au reclamat un lucru când am ajuns noi, că de 3 luni de zile nu mai ploase. Și oamenii erau disperați, ne ascultau cuvântul, primeau Evanghelia, dar îi usca că toată zona era arșiță și spunea, dacă nu plouă, nu o să avem nici ce mânca noi, nici vitele noastre. Nu e așa ușor ca la voi, ca în oraș. Un salariu îți asigură și pe secetă ce să mănânci. Aici la noi e diferit. Și cumva, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, grupul care eram acolo, le-am spus așa.
aici Dumnezeu va aduce ploaie. Și spunea, mamă, să te audă Dumnezeu, să facă Dumnezeu minunea asta. Și îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, am spus, ascultați-ne ce vă spunem, în satul acesta va ploua. În fiecare seară am făcut evangelizare acolo. Ultima seară când am plecat, ne-am strâns, ne-am rugat și am zis, Doamne, asta e făgăduința Ta, nu e a noastră. Eu sunt om, ce pot să spun eu și să ia ființă? Nu pot schimba mersul unei muște care zboară, nu pot schimba nimic. Tu ești cel ce poți face lucrul acesta spre slava și gloria Ta. Și oamenii de acolo sunt martori, a zis, după ce ați plecat voi, 7 zile a plouat cu găleata. Și ca urma acestei minuni, acolo s-a înființat o biserică. Este și satul unde am fost și am construit acea casă cu ajutorul lui dumneavoastră. Dumnezeu are putere, Dumnezeu are totul la dispoziție, dar Dumnezeu nu are oameni. Caut o ureche întăiată împrejur, caut o inimă să bată diferit decât pentru ea, caut un suflet care să ardă, caut și caută. Și au trecut 2000 de ani și încă caută și găsește fum și trestii frânte și trebuie să le repare și trebuie să ne aprindă și trebuie să le repare și trebuie să le aprindă. Și apoi cum ne-a aprins ne stingem iar, pentru că lumea are stingătorul ei, are mreaja ei. Știți ce îmi place la Domnul Iisus? Și este un model care este suprem, extraordinar. Uitați-vă când vine Nicodim la Domnul Iisus, ce frumos îi vorbește Domnul Iisus lui Nicodim. Discuție din care s-a născut pentru noi și pentru atâtea generații versetul de aur, Ioan 3:16. Ca să poți intra și să poți vedea împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te naști din nou. Și Nicodim, provocat de această gândire nouă, mentalitate nouă, cum? Fizic? Eu să mă reduc la o celulă, să reintru din nou? Și Domnul Iisus iluminează mintea întunecată și explică, nu vorbesc de o naștere fizică, vorbesc de o naștere spirituală. Omul trebuie să se nască din apă și din Duh, din Cuvântul lui Dumnezeu și din prezența aceasta Duhului Sfânt. Și te-ai născut, slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu, ascultă-mă! Noi nu conștientizăm minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră și de unde ne-a ridicat. Când vom ajunge în veșnicie, vom vedea lucrurile acelea și potrivit cu ce ne spunea Romeo, îi vom da slavă lui Dumnezeu neîncetat pentru că vom înțelege pe deplin realitatea. Noi vedem în parte, gândim strâmb, suntem reduși la plăceri, la mofturi, la un confort care ne e propus și care de multe ori devine o capcană, la niște idealuri în viață care de multe ori devin un jug și ne obosesc și ne chinuie și ajung să ne nece sufletul. Uitați-vă la Domnul Iisus, vorbește despre pilda semănătorului. Și dacă vreți, puteți să faceți o paralelă perfectă între pilda năvodului aruncat în mare. Știți care este asemănarea? Sămânța e aceeași, pământul e diferit. Năvodul e același, peștii sunt diferiți. Dar asta și m-am gândit, de ce peștii sunt diferiți? Pescarul, până să arunce năvodul acolo, a aruncat pâine, a aruncat hrană. Și pescare, știu ce spun. Pescarii, înainte să arunce năvodul să prindă peștii, au aruncat hrană. Pescarul nostru, Domnul Iisus Hristos, să-ți aruncă în fiecare zi hrană. De unde te hrănești? Pentru că va determina ce ești. Ascultă-mă, e foarte simplu și clar. Nu te poți hrăni cu păcat și să nască în tine neprihănire. Niciodată nu te înșela. Nu te poți hrăni cu gunoaie, cu pornografie și cu mizeriile acestor canale, știrile de la ora 5 și ce alte știri, și să ai pretenția că tu ești duhovnicesc. Nu se poate, e incompatibilitate. Și când vine mreaja, năvodul și te scoate afară, îți spune, hrana ta a fost alta, va trebui să te duci după stăpânul care te-a hrănit. Frații mei și surorile mele, dumneavoastră ce știți despre Raiul lui Dumnezeu?
Este el o prioritate în viața dumneavoastră acum? E foarte simplă întrebarea. Este el o prioritate în viața dumneavoastră acum? Pentru că dacă el este o prioritate în viața dumneavoastră, se vor coordona, se vor alinia prioritățile. N-ai cum! Și dați-mi voie să vă spun. Spunea Marian de această plecare în aeroport. N-am cum să plec mâine să mă duc la aeroport și eu seara asta să mă duc să joc fotbal cu băieții. N-am cum! Soția mea mă întreabă, ți-ai luat tot ce trebuie? Ai luat hainele, ai luat actele, te-ai pregătit, ai sunat, așteaptă cineva. N-ai cum! Pilda celor 10 fecioare. Și ascultați aici, pregătire. Toate au venit să-l întâmpine pe Mire. Toate și-au dorit să fie primite. Dar știți ce a făcut diferența? Pregătirea. Unele s-au dus ca la mol. Lasă că merge. Domnul e bun, frate. E bun. Nu mai faci tu atâta radical, frate. Tu ești un pic radical. Tu ești un pic așa mai extremist, frate. Stai liniștit. Domnul e bun. E adevărat. Dar uităm cealaltă parte a lui Dumnezeu, că e și drept. Și noi de multe ori, prin bunătate, anulăm dreptate. Cele 5 fecioare s-au dus și au omis un lucru care avea să le respingă pentru totdeauna intrarea la nunta mielului. Candelele, vasurile erau goale și candelele pâlpâiau. Nu se poate, spunea Marius, Domnul să-l binecuvinteze. N-ai cum! N-ai cum! Și nu vă supărați pe mine, că poate sunt puțin mai... Sper să nu fie din firea mea pământească și doar aprinderea mea. Îmi doresc din toată inima să fie din Duhul lui Dumnezeu, pentru că sunt conștient, stau în fața dumneavoastră și voi fi tras la răspundere și Dumnezeu îmi va cere răspundere pentru gura aceasta, dacă ea n-a fost conectată cu inima lui Dumnezeu și dacă n-a fost conectată cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eu am trasat cărări străine, lucruri care gâdilă urechile și adorm ușor somnul morții. Trăim zile și vremuri grele și devin din ce în ce mai grele și nu e o noutate. E o realitate. Cum te pregătești pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum te pregătești pentru acest eveniment măreț, uriaș, superb, suveran? Cum te pregătești? Poate fi oricând. Eu știți ce cred despre Domnul Iisus când a vorbit cu Petru și a spus, Petru, dar cu acesta ce va fi? Și Domnul Iisus îi spune, da, ce treabă ai tu cu el dacă eu vreau să rămână până când voi veni eu? Eu cred că acolo este un subînțeles a unei categorii dintre credincioși care vor prinde răpirea. Asta e înțelegerea mea. Domnul Iisus când vorbește cu Petru și explică că ce treabă ai tu cu el, categoria asta, dacă eu vreau să rămână până voi veni eu. Cred că biserica, un segment și mai mult ca posibil poate fi generația noastră, să vie exact în timpul acesta în care Dumnezeu să-și ia biserica. Cum te pregătești pentru împărăția lui Dumnezeu? Ascultă-mă, câte regrete a avut bogatul în locuința aceea de chin, câte cerințe a avut, câtă frământare, câtă dragoste, câtă pasiune, cât râvnă, cât tot ce a vrut el s-a redus la zero pentru că i s-a spus, e prea târziu aici. Fiule, e prea târziu aici, fiule. Îmi doresc din toată inima să ți se schimbe prioritățile în viață. Așează-ți viața într-o ordine în care cerul să fie ținta și scopul vieții tale și toate celelalte lucruri. Uitați-vă la Domnul Iisus, cât de frumos vine Ioan Botezătorul și știți care este prima lui predică? Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Matei capitolul 3. Matei capitolul 4, după ce Domnul Iisus iese din pustiu și din această luptă și ispitire, știți care este prima învățătură a Domnului Iisus? Prima cuvântare.
Matei capitolul 4, dacă nu mă înșel, versetul 17. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus a venit preocupat și a spus: voi deschide o poartă în cer și această poartă va fi prin trupul meu și vreau să intri și tu acolo și vreau să intri în această odihnă a lui Dumnezeu și vreau să ai parte de această bucurie a lui Dumnezeu. Dar atenție! Aici va depinde de pașii tăi în lumea aceasta. Cum îi așezi înaintea lui Dumnezeu? Și aș vrea să închei, să vă citesc câteva versete care mie îmi plac extraordinar și pentru mine sunt un motor, e ca un generator care atunci când începe să-mi scadă puterea, să-mi scadă resursele acestea duhovnicesc, ele vin și ca o dinamită, ca un nitro, cei care știu despre ce vorbesc, îmi alimentează viața și îmi repune din nou în mișcare sufletul acesta. Ascultați și vă rog frumos să fiți atenți, ascultați ce spune Apostolul Pavel despre această luptă pe care o duce. A intrat prin poartă, a fost mântuit și atenție, cum aleargă el înaintea lui Dumnezeu. Și citesc din 1 Corinteni, capitolul 9, de la 23 până la 27. Ascultați omul acesta, ce cuvinte extraordinare, ce concluzie are. Fac totul pentru Evanghelie ca să am parte și eu. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiu. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se opun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și atenție, concluzia lui. Eu, deci, alerg. Dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port. Și ascultați cum reduce el toată lupta lui. Pentru că e foarte important. El concluzionează lupta. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. De ce s-a întors Dima de pe calea mântuirii? Din dragoste pentru lumea aceasta. Dima. A intrat pe poartă, Dima. A mers lângă Pavel, a făcut evanghelizări, poate a avut cuvânt, poate a făcut lucruri care l-au caracterizat lângă un astfel de titan al credinței. Și totuși, un moment în viața lui face cotitură și Apostolul Pavel cu durere spune: Dima, din altă dragoste, pentru altceva, m-a părăsit. Ce dragoste mocnește în inima ta, ascunsă. Spunea frumos Marius și spunea frumos și Alin Jivan astăzi dimineață. Ce frumoase sunt curțile casei Domnului. Multă vreme mi-am dorit să am o casă deasupra casei Domnului. Și am zis: Doamne, intru, ies. Nu mai am contact, Dar din păcate Dumnezeu n-a gândit viața noastră așa. Sihastrie, izolați. Nu, Dumnezeu a spus: veniți aici ca niște baterii, vă încărcați, eu sunt becul, luminez și voi trebuie să vă duceți. Și oriunde treceți, oamenii să întoarcă capul, să spună: da, vreau și eu. Dar se poate? Cum aud? Cum cunosc mai mult? Apostolul Pavel vorbește despre cum pot să audă oamenii de mântuire, de evanghelie, dacă nu e un propovăduitor. Și cum poate fi un propovăduitor dacă nu este cineva trimis? Frații mei și surorile mele, te porți aspru cu trupul tău? Știți ce spune Domnul Iisus ucenicilor când se duce și îi găsește dormind? Duhul este într-adevăr, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și spune: Duhul într-adevăr e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Și uite că carnea birui Duhul. Uite că carnea a reușit să le biruie Duhul și să doarmă bine de tot, de două ori.
Mă port aspru cu trupul meu. Acum, nu ducem lucrurile în extremă, ne biciuim, nu știu. Eu vorbesc de acea cumpătare. Trebuie să ne spălăm, frații mei, da? Trebuie să ne dăm cu, nu știu, parfum, deodorante. Nu vorbesc de extrem. Doamne ferește, atunci trebuie să vorbim altceva. Da? Deci, eu vorbesc de acea sprime care știi că te gâdilă și care îți creează acel confort fals și acea stare de relax care te ucide și care te adoarme și care, în loc să vii la biserică, e mai ușor să te uiți. E mai ușor să te uiți pe internet. E mai ușor să stai în fața laptopului și să te uiți îmbrăcat frumos, dacă vrei, ca de biserică. E mai ușor. E mai ușor. Spun lucrul acesta pentru doi tineri scumpi, Domnul să-i binecuvinteze, ei sunt într-o țară îndepărtată și mi-au cerut un sfat. Și am zis, Cornele, cum fac? N-am biserică, nu știu unde să mă duc. Mă rog eu ce mă rog, dar mă sting. Da, nu, ce să fac? Mă uit pe internet, dar parcă simt că nu-i complet. Și azi, mă, uite, îți dau o idee. Până se rezolvă lucrurile în viața ta, vreau să te duci, te speli, te îmbraci ca de biserică și tu și soția ta vă puneți în fața fotolului, vă uitați, nu aveți ture pe la WC-ul toată ziua, nu cu mâncare, nu cu popcorn, da? Deci închideți bucătăria, frigiderul, stați ca la program, vă gândiți că sunteți la biserică. Când se roagă lumea, vă ridicați și voi, când se citește Biblia, o deschideți și voi și așa puteți să aveți legătură temporară, până când situația voastră se rezolvă. Nu vorbesc acestui sector de oameni. Vorbesc sectorului de oameni care carnea a început să aibă un cuvânt. Fotoliu a început să-i tragă și alte lucruri. Tu ce știi despre raiul lui Dumnezeu? Nu mai este mult și acest rai lui Dumnezeu se va revela. Vei fi mut sau plin de entuziasm? Acum decizi, tu. Dumnezeu a deschis ușa asta la toți și a spus, intrați! Calea îngustă, într-adevăr, poarte strâmtă, într-adevăr, dar te duce acolo. Știți ce m-am gândit? Îmi doresc o casă. Ce tânăr nu-și dorește o casă, mai ales în vremurile acestea? Și mai pierd eu vremea uitându-mă după poze, mai caz gură când trec pe lângă case frumoase și îmi dau și eu cu părerea, mi-aș face așa, nu mi-aș face așa, fereastra asta e mare, asta e mică, etc. Dar știți ce am conștientizat? Că nu mă uit după case dărâpânate. Și nu mă uit după cocioabe, știi, zic, a, de asta mi-aș face. Nu mă uit. Când și-a renovat, ne-am renovat înăuntru apartamentul în care stăm în chirie, vă spun, a controlat iubita mea tot internetul, toate ideile, a făcut conexiune, a dus și a rezultat, potrivit cu situația noastră financiară, un lucru plăcut. Toți ne dorim frumosul. Dacă eu vă pun acum între, nu știu, groapa din Glina și Hawaii, nimeni nu o să mi aleagă groapa din Glina. Mă duc în vacanță acolo, frate, stau frumos și admir aerul curat. Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce știi să alegi frumosul? Dar de ce ești tras de frumos? Pentru că Dumnezeu a pus în noi ceva ce dorește să ne tragă după El, după frumosul acela, după lumea aceea superbă în care Dumnezeu o construiește. Am rămas șocat. 2000 de ani trebuie lui Dumnezeu să construiască cerul pentru noi? Sau să-L reamenajeze? 2000 de ani? 2000 de ani aproximativ au trecut de când Dumnezeu lucrează și are șorțul pus și mânecile suflicate și spune, vin copiii mei, vine iubita sufletului meu, vine mireasa mea, cum să las așa? Și îl remodelează? V-ați gândit ce... Uitați-vă la apostolul Pavel care are această răpire și explică că a ajuns în al treilea cer și rămâne mut, aproape că nici nu știe să descrie, spune... La mintea noastră nu s-au suit oameni buni și ochiul nostru n-a putut să vadă atâta frumusețe cât e pregătită pentru tine. Tu te pregătești pentru locul acela? Sau te pregătește lumea pentru un alt loc? În ce tabără te afli? Astăzi este ceasul să-ți restartezi prioritățile. Și un lucru bun pe care l-a zis Marius și pe care vă îndemn și l-am făcut și noi în grupul nostru de rugăciune. Luați-vă un pic și o foaie
Și nu vă amăgiți că ați ascultat o predică și mi-ați dat mie dreptate. Ce bine ai vorbit, Cornele. Dumnezeu să aibă milă de mine. Nu asta îți încălzește sufletul. Nu asta te va ajuta. Ia de acum și hotărăște. Cineva spunea un lucru foarte înțelept. Aici luăm decizii extraordinare. După poarta asta, jumătate le-am uitat. Mâine, aproape că nici nu ne mai aducem aminte cine a predicat, cine a vorbit, nici textul, nimic. Și s-a dus iară în fum o dorință a lui Dumnezeu pe care o are pentru tine și pentru mine. Pune-ți inima să-L cauți pe Dumnezeu. Puneți inima să intri în legătură cu acest cuvânt. Știți ce legământ am făcut eu cu Dumnezeu? Și îmi pare rău să vă spun, nu am reușit să-l țin 100%, dar îi mulțumesc că a rămas în mintea mea de la 17 ani jumate de când m-am pocăit și până în ziua de azi, la 2, la 3, la 4, la 5 dimineața, nu mă culc până nu citesc din Biblie, că reușesc un verset, că reușesc un capitol, că reușesc o carte. Nu mă culc! O să-mi cadă ochii așa! Nu mă culc! Nu mă culc, e un legământ cu mine și am zis, această carte e o hrană. Domnul Iisus când este ispitit cu pâinile, știți ce spune? Face o paralelă. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Îți pun o întrebare, dacă nu mănânci o zi, se simte? Cineva țipă și ăsta-i stomacul. Ghior, ghior, ghior. Dar dacă nu mănânci o zi, îți țipă sufletul în tine că e foame? Știți care este sentimentul că sufletului tău e foame? Apare o curiozitate după ceva. Ai nevoie de o știre urgentă. Dacă ăsta e sindromul din tine, ție ți-e foame, omule, dar tu te hrănești de unde nu trebuie, te duci în canalele acestei lumi care nu-ți va da hrană, îți va da o apă otrăvită, te va înșela, te va amăgi și te va duce să adormi într-un somn al morții. Și o să te trezești străin de casa lui Dumnezeu, o să te trezești străin de cuvântul lui Dumnezeu, o să ajungi să critici, să judeci, o să măsori cu măsuri strâmbe. Dacă ai, te-ai trezit dimineața, și eu vă spun că am depistat lucrul ăsta. Deci dimineața, ani de zile, mă trezeam primul lucru cu ochii în telefon. Cine mi-a scris, cine m-a sunat, îi răspundeam imediat. Și m-am mustrat odată Duhul lui Dumnezeu. Dar de ce nu nimerești, Cornele, la un milimetru Biblia de timp? Dar pasta de ce nu nimerești? Cheaul, cum ești în dimineață, nimerești telefonul. Dar de ce? Pentru că ți-e foame și te hrănești cu altceva. Când vei simți foamea asta, ascultă-mă, e foamea după cuvântul lui Dumnezeu. Ia și citește Biblia. O să fie greu, că schimb regim. Și știți, când faci dietă, să treci la fiertură de la carne, la legume fierte și la alte, e greu. E greu. Zilele trecute am lucrat într-un mediu toxic și m-am intoxicat cu o travă de șobolani. Și joi seara m-am zvârcolit 4 ore de ceasul morții. Și crina soția mea, Domnul să o binecuvinteze, că e bine să ai un ajutor potrivit, a venit repede, mi-a dat niște tratamente naturiste, e naturistă născută, tratează copiii și pe mine și pe ea, pe toți naturiști. Și vă spun sincer, a doua zi să beau numai legume stoarse și să o țin numai așa, nu a fost, dar îmi spunea, iubitule, dacă ai mâncat carne, oricum ficatul l-am mărit și e și acum mărit, pentru că a suportat șocul acestor otrăvuri. A spus, păi l-ai nenorocit, treci la cură. Și când te vei întoarce, faceți experimentul ăsta, când simți ce mai scris Y, ce mai știre, cine mi-a comentat mie la pagina mea, cine mi-a dat mie like, ai o foame, hrănește-te cu ce-ți dă pescarul, pentru că va trimite năvodul după tine și te va ridica din apa acestei lumi. Și te va duce într-un loc în care vei fi sortat. Și dacă va găsi în tine hrană și mâncare duhovnicească, vei fi chemat fiul al lui Dumnezeu. Dacă va fi găsit în tine altceva decât hrană și mâncare duhovnicească, vei fi socotit necurat. Pentru că tu ai ales lucrul acesta. Vă invit să ne ridicăm în prezența lui Dumnezeu. Și mă scuzați, am depășit cu 17 minute timpul de program. Aș vrea să te gândești foarte serios. Ignoră-mă pe mine, uită-mă, judecă-mă, critică-mă. Ai dreptul acesta. Sunt om slab, neputincios, defectuos, nu mă exprim corect, sunt impulsiv, sunt un caracter mai vulcanic,
așa m-a construit Dumnezeu, poate așa m-am format și eu. Ăsta sunt eu. Dar ascultă-mă. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Și El stă în fața ta ca o pâine frântă. Stă în fața ta ca o apă proaspătă. Hrănește-te din El. Dacă involuntar, fără să-ți dai seama, ți-ai dat seama sub lumina cuvântului lui Dumnezeu că tu te adapți și setezi din ce în ce mai mult, bând apele acestea otrave, otrăvite, mâncând pâinea aceasta mucegăită și infectată a lumii și nu te satură, a sosit timpul să te întorci la cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să facem rugăciunea aceasta și să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi un restart al vieții mele și te sfătuiesc, ia hotărâri în această rugăciune, fă legământ cu Dumnezeu, chiar dacă avem frica aceasta că voi face legământ, dar dacă nu mă țin de El, ba fă-l și cere lui Dumnezeu să te ajute și Dumnezeu te va ajuta să te ții de El. Îndrăznește, mută munții ăștia din viața ta care te neacă, mută valurile astea care mai au puțin și te acoperă, mută-le, fă ceva, Dumnezeu e de partea ta, spune, sunt gata să-ți dau, sunt gata să vin, sunt gata să te ridic, dar fă și tu un pas. Și îl faci un pas spre împărăția lui Dumnezeu și spre fericirea ta, spre locul acela superb pe care Dumnezeu este aproape gata să fie pregătit și în care să ajungi și tu și eu. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu și haideți să cerem inima aceasta să o schimbe, prioritățile acestea să ni le schimbe, iubirile acestea să ni le schimbe și toate lucrurile care ne împiedică alergarea aceasta după crucea și jertfa Domnului Iisus spre cerul Lui, să ne înlăture și să ne apropiem de El.